funny. Yesterday my life was filled with rain. And a bright day is here. My sunny one shines. It's so sincere, sunny, it's so true. Ești o întreagă orchestră, ești și coregraf, ești Iulian Canaf. Sane! Sane! Sane e cu zurgălăi! Ai fost tare! Brânciu! 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 Spune, iartă-mă! Brânciu! Brânciu! Brânciu, ciu, ciu, ciu! Ha? Atât de multe ai de spus? Iulian. Bine, Smiley. Tu ce ai de spus? Mamă, stai așa. Smiley! Îți jur. Deci Canaf. Eu abia așteptam seara asta ca să-l văd pe Canaf. Vorbesc serios. Deci acum în momentul ăsta îmi doresc să pici la Singov ca să te mai văd odată. Pe cuvânt. Nu știi ce îi trece lui acum prin cap. Nu-ți doresc rău, deci credeți-mă, vreau să-l văd până la sfârșitul emisiunii. Mi se pare... Pentru tine ce și pauzele mai... de publicitate la aducem aici. Este un show ambulant, n-am văzut așa ceva în viața mea. Ești un fenomen în România. Fua! Moga! Bravo! Moga! Știi ce-mi place cel mai mult este că... Cred că și tu îți dai seama că în show-ul ăsta și acum oamenii care sunt în cele patru echipe, toți au voci foarte bune, dar diferite. A ta clar e diferită de restul. Și îmi place că ai energia interioară care te face să erupi când ești pe scenă. Că în rest par foarte liniștit. E bine că compensezi pe scenă și cred că ar trebui să urci mai des pe scenă ca să fii și mai zen în rest. Brânciu, tot tăcut? Sau vrei să-ți spun numele complet? Horia Brânciu. Eu mă gândesc deja la un afiș cu fața lui Canaf. E interesant cum... Tu vrei să faci cântări cu echipa mea, văd. Și nu, el face cu toate echipele. Ăsta e spectacol. Deci, oameni buni, când Horia are concert, toată echipa lui Loredana, intrați în scenă, pur și simplu, intrați. Dita-n beat, man, oameni buni. Băi,
când ajungi la o vârstă și la un prestigiu, vrei să dai din tot ce ți-a fost dat ție oamenilor. Ei acum sunt la început de drum, dar sunt adevărate forțe ale artistice. Și e foarte plăcut să te însoțești, pentru că scena poate aparține tuturor. Scena nu e a mea, nici de-a lui Canaf, scena e a publicului în ultima instanță. E a strămoșilor. Da. Dar e foarte interesant. A început piesa, aveți aceeași început și orchestra și tu. Terminați la, dar ce faci tu în timpul melodiei? Mai dai, mai ai timp de o înclinație, mai servești tu cafea, mai te adinași. Îți dai seama cum face mâncare la copii. E foarte interesant să-ți văd familia. Când aduci familia? Data viitoare? Adu familia. De-abia așteaptă. A, nu? Ai voie, nu? Și îți dai seama, toți copiii zic, tati, mâncarea, imediat. Bravo, Canaf, ești într-adevăr o voce deosebită. Felicitări, bravo. Cool. Loredana, autoarea acestui destin extraordinar. Am avut marea șansă să-l văd pe James Brown live, înainte să dispară dintre noi. Și a fost cel mai tare show pe care l-am văzut în viața mea cu un artist. Și am fost la câteva, inclusiv la cele cu Brânciu. Ai trecut, ai căutat pe cineva în scenă? Nu, în sensul că James Brown mi s-a părut artistul total. Și faptul că l-am văzut live a fost experiența vieții mele. În această seară, văzându-te pe tine, am avut impresia că a înviat James Brown aici, la Vocea României. Și nu așa, pur și simplu. Și tu ești un urmaș demn de James Brown. Și ăsta este un mare, mare compliment. Și sunt foarte, foarte mândră că ne-am găsit. Și eu, Loredana, mulțumesc să rămână. Stai!